Uitați-vă la el cum stă. De ce merge așa cocoșat? Sincer, te simți mai bine, bubulică? Ia zine. Salutare, fraților, eu sunt Gami și bine ați venit la un episod pe canalul nostru. Ei bine, fraților, astăzi nu este o zi foarte bună pentru mine, să spun așa, pentru că am stat câteva zile la Ioana și ea între timp a remarcat faptul că alergia mea la pisici s-a mai diminuat în timp. Nu știu cum, sincer să fiu, dar nu mai am crizele alea nebune de astm pe care le-am avut, ci doar momentan mai îmi curge nasul un pic. Dacă simt ceva ușor, mai iau cu un puf din ăla rapid, adică nu e foarte complicat. Și a zis ea: "A, dacă ți-a trecut alergia, hai să ne luăm o pisică." Sică. Și o să luăm pe bubulică al Ioanei de aici, de la ea de acasă, la noi, la căsuța din Cosmopolis, să vedem cum ne descurcăm cu el. Trebuie să mergem să-i luăm litieră, alea, mă rog, nu, asta nu e cea mai grea parte. Cea mai grea parte este să conviețuiesc eu cu pisica, pentru că știți problemele mele de sănătate cu pisicile. Acum să sperăm că o să fie bine. Eu i-am spus Ioanei: "Bă, dacă nu mă simt bine și așa, o ducem înapoi, pentru că nu pot să îmi pun eu sănătatea în joc pentru o pisică." Dar totuși sunt șanse ca totul să fie bine. Inițial voiam să ne luăm un cățel, știți și voi asta. Nu știu dacă v-am spus, vreau să adoptăm un cățel, doar că până la urmă ne-am gândit că, bă, cățelul te leagă foarte mult de casă, adică pisica o mai lași singură în casă 2-3 zile, dar un cățel e mai greu și trebuie să stai cu el sau să-l duci undeva și e mult mai greu de întreținut un câine, și de asta am optat pe varianta pisică, chiar dacă eu sunt alergic. Acum urmează să plecăm de la Ioana și să vedem cum îl luăm pe bubulică în cușcă, să mergem după aia la pet shop, să facem multe cumpărături, și astăzi va fi o zi interesantă și voi veți veni cu noi în aventura noastră. Hai să mergem. Haide, bubulică. Haide în cușcă, să mergem. Mai stă mult după tine, bubulică, haide. Haide, mă, e răcit săracul. Ești fericită că plecăm cu bubulică? Foarte fericită, faci vlog, nou membru al familiei. Da. Oh, sunt cea mai fericită, sper să rezistăm la alergiile noastre la pisici. Pentru că știți, amândoi suntem alergici la pisici. Dar sper să fie totul bine, să ne înțelegem bine cu bubulică, pisica mea preferată de pe planetă. Întrebarea este, tu ești fericit? Da, happy wife, happy life, let's go. Uite cușca, bagă-l pe bubulică în cușcă. Haide, bubi. Să știi că este singura dată când vei sta în cușcă, îți promit. Trebuie să stai în cușcă pentru că nu poate să meargă cu mașina așa. Hai să vedem dacă îi place. Du-te. Trebuie să-i placă. S-a băgat în cușcă puiul. Ia să vedem cum se bagă. N-am mai folosit aceste grilaje până acum. Ia să vedem. Așa, nu? Yay! Uite-l! Bubulică e cu spatele la noi, momentan e supărat. Supărat, l-am băgat în cușcă. Haide să mergem să-i cumpărăm chestii. Ți-i cumperi, hi-hi. Un tătic responsabil. Da, eu sunt. E ciudat că se mișcă cușca. Să-l pui bine să nu cadă puiul. Stai așa, opa. Numai bubulică și cheluțul ce merg în mașină așa. Să mor. Cred că e prima dată când merge cu mașina. Da, nu prea pot să-i pun centura. Atunci merge încet. Merge mai încetișor. Gata, ia uite, bubulică în mașină. Mergem să-i cumpărăm litiere și prostii ce mai trebuie, mâncare și așa. Și revenim de la magazin. Din păcate, vești proaste. Ioana este în spate cu bubulică pentru că a început să plângă sau să facă miau, 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 ca o pisică în dureri. E frică. Îți e milă de bubulică? Da, săracul, e așa frică. Dar uitați cine a venit, zeitatea. Egoism. Sunt transpirată și slinoasă. De ce vreți să apară? Ăla e ghiozdanul meu? Da. Ia uitați-l pe bubulică. Bubi! Vine cu noi acasă. Am venit aici cu mătușa copilului. Cei trei prieteni papagali. Eu, tu și Andrei. Da. Și uite, ăla de sus e Andrei, că e mai blond, și celelalte două suntem noi. Că el are grijă de noi, de noi suntem dependente de... Bun, prieteni, am venit și noi la magazin de animale să cumpărăm pentru bubulică chestii și acum o să ne uităm pe aici să vedem. Negoiță are o pisică de mult timp și știe cam ce ar trebui să Pablo luăm. L-are pe Pablo. Pablo. Și ea ne va ajuta astăzi să alegem mâncare, litieră, nisip, etc. Haideți să veniți cu noi. Bun, prieteni, am venit prima dată să îi luăm un bol și mă gândeam să luăm pe ăsta, ce părere aveți? Să ne batem joc de el? Sau așa de băieți? Așa de băieți. Mutant noir. Da, păi oricum, de pe pisica e roz, că oricum are căsuța roz, chiar dacă e băiat. Să-i dăm așa două boluri drăguțe cu pisicuțe. Parcă mai de-o grabă i-aș lua niște boluri așa conjoined, lipite, ca să nu stau de grija lor să le plimbe prin casă. Cred că o să iau fix ăsta. Cred că fix pe ăsta l-au și pisicile mele de acasă, deci s-ar simți ca acasă dacă i-aș lua aceste boluri. Ce părere ai, Neg? Da, și ce-i peste. Perfect, am hotărât, acestea sunt bolurile. De jucat nu o să iau nimic, pentru că e deja destul de mare, are aproape 3 ani și nu se mai joacă. Jucărie,
minguță ceva. Îi duc eu de la Pablo dacă bine, nu știu că e mine. Să zic un dăsta așa. Nu, nu. Nu, e ok așa. Bine, haideți să mergem să-i căutăm litieră. Bine, fraților, și cumpărăturile, avem aici o litieră, o jucărioară, pentru că deși este mare, m-a convins Negoiță să-i luăm o jucărioară. Că mi-e milă de el, că e singur. I-am cumpărat și ceva mâncare și acum o să mergem să plătim toate astea, coșul este absolut plin. Nu știu cât o să mă coste, cred că destul de mult, dar merită. Animalele merită efortul întotdeauna. Haideți să plătim. Jucăria asta de pisici. Nici nu cred că încape la noi în casă chestia asta. Câte pisici trebuie să ai ca să-ți cumpere așa ceva? Și ce pisică se urcă până acolo? Mi-e atât frică dacă aș fi pisică. Clar nu Bubulică, este cea mai leneșă pisică din lume. Fraților, l-am așteptat pe fete în mașină ca să stau cu Bubulică în mașină, să nu-l las singur în cazul în care se întâmplă ceva și... Au cumpărat mare cușcă, boluri aici, peste boluri, cred că v-au arătat și ele. De asta de zgrumpurat, de asta, o... cușcă nouă, un pătuț. Doamne ajută. Ne-a prins și ora 5, ești nebun. Cred că facem 2 ore până acasă. Cât a costat totul? 400 de lei. 400 ron. Mamă, ce bate vântul. Hai în mașină. Tors în mașină ca să stau cu copilul meu și uitați-vă cum doarme ca o biluță. E acolo în spatele cuștii, doarme pe păturică. Eu îi pusesem păturica peste tot, prin cușcă, dar văd că și-a strâns el și a făcut o pernuță. Dar uitați-vă ce mic și drăguț, abia aștept să ajungem acasă să se familiarizeze cu noua lui locuință. Din păcate, Bubulica nu s-a simțit așa bine pentru că am fost cu el până la veterinar și aparent are febră și a trebuit să facem o injecție cu antitermic ca să-și revină un pic. Dar partea bună este că am ajuns acasă, i-am cumpărat și un pătuț. Și acum o să-l scoatem. Nu știu dacă îi place noua lui casă. Hai, Bubi. Nu știu ce se întâmplă. Haide, Bubulică. Confin. Haide. Eu zic să-l lași să iasă singur ca să nu-l forțăm, să se obișnuiască singur cu casa. E ca un copil care nu vrea să iasă din mama lui. Dai să. Haide, Bubi, nu vrea. Dorește, haide să-l mai lăsăm câteva momente să-și revină după experiența traumatizantă de a merge cu mașina și o să vă arătăm după aceea cum s-a împrietenit cu noua sa locuință. Am mai stat un pic, am mai aranjat lucrurile prin casă și Bubulica aici de față, ia uitați-vă, s-a obișnuit, stă pe jos, îi place încălzirea în pardoseală frumos la băiatul meu. Are aici litieră frumos, trebuie să se obișnuiască cu ea că n-a mai avut litieră până acum și... Nici n-a mai mers cu mașina până acum, deci a fost o zi grea pentru el. Din câte am înțeles, Ioana i-a făcut și ceva injecție, că făcuse febră micuțul. Nu vreau să-l stresez foarte tare cu camera, mai ales astăzi, pentru că nu prea se simte bine, de vreo 2-3 zile e răcit așa și e mai black decât de obicei. Bine, el e black de obicei, dar e mai black, adică nu știu ce se întâmplă cu el. Doamne ajută să-și revină, văd că a mâncat, i-a pus Ioana și chiar a mâncat destul de mult, ceea ce e un lucru bun, cel puțin la oameni așa e, adică dacă ești bolnav și mănânci e un semn bun, adică îți revii. Și revenim mai târziu cu update-uri, să vă arătăm cum se simte Bubulică. Am venit să trimit niște filmări la editat și nici n-am intrat bine și ia uitați cine a venit. Bubi, pis, pis, pis. De la mine. E super timid de cameră, nu știu cum e. Chiar sunt curios cum o să mă simt noaptea aceasta. O să revenim de mâine cu update-uri. O să încerc să evit să stea cât mai mult în dormitor, așa prin casă, poate nu o să mai fie probleme pentru că el nu prea. Bă, sper că nu te pici sau ceva. Uitați-vă la el cum stă. De ce merge așa cocoșat? A, se uită la el în oglindă. Aici avem dulapul ăsta mare cu oglindă. Și nu prea cred că înțelege Bubulica situația, ce se întâmplă cu oglinzile astea așa multe. Dar sper că te simți mai bine, sincer. Te simți mai bine, Bubulica? Ia zine. Zine. E destul de black și el e black de obicei, dar acum e mai black. Bine, într-adevăr a avut și febră și așa. Dar sper din tot sufletul să fie bine. Sper că i-a făcut bine acea injecție. V-am spus că m-am bucurat că a mâncat, iar chiar vreau să vă țin și pe voi la curent mâine cu toate update-urile cu Bubulica, pentru că țin foarte mult la pisica asta și n-aș vrea să se întâmple ceva cu ea, mai ales că are și 2 ani, adică nu e bătrân sau ceva. Dar așa e el, mai black. Noi credem că are un retard sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat retard, dar e ceva, pentru că mai are un frate, Vadim, nu știu dacă îl știți, care e rău, sare, se bate, zgârie, stă pe stradă, nu prea vine acasă. Și Bubulica, fratele lui, așa, pisică de canapea, înțelegeți ce zic? Adică sunt super diferiți, dar acum nu știu ce să zic, că starea lui de sănătate mă îngrijorează și Ioana destul de îngrijorată, plus că azi a mers prima dată cu mașina, el n-am mers niciodată cu mașina, pentru că el s-a născut în curte la Ioana, prima dată cred că când și-a făcut un vaccin, prima dată când are litieră, prima dată când intră în altă casă, pentru că da, într-adevăr a venit în altă casă, a stat în mașină în cușcă vreo oră și ceva, cât am făcut pe drum, plus cât am fost la magazinul de animale, la pet shop. Prima dată în cușcă, prima dată în mașină, prima dată în altă casă, adică sunt multe schimbări care mă gândesc eu că pentru o pisică nu sunt atât de benefice, mai ales
dacă nu e obișnuită și așa, și cum nu e pisică din asta vagabondă să stea numai pe stradă și stă mai mult în casă, nu știu ce să zic. Noi o să revenim mâine cu mai multe update-uri cu Bubulica, pentru că n-aș vrea, v-am spus, să-l stresez când e în starea asta cu camera și așa, pentru că oricum ați văzut, nici nu reacționează, nici nu nimic. Adică înainte se mai întorcea la tine, mai venea la tine, acum nici nu te bagă în seamă. Fraților, au mai trecut câteva zile de când îl avem pe Bubulica și am venit cu el din nou la veterinar, pentru că din câte am înțeles a fost Ioana cu el și trebuie să-și facă 5 vaccinuri, unul în fiecare zi, vaccinuri, mă rog, injecții, nu știu exact ce sunt, de răceală de astea, pentru că încă continuă să fie foarte moleșit, nu prea mănâncă. Cu care mă sperie cel mai tare este faptul că el nu mănâncă și trebuie să vedem să-i facem toate injecțiile astea și să vedem cum o să se simtă. Ce să zic, a zis și doctorița că e un pic plictisit așa, acum nici nu putem să facem mare pisicărie în casă. Lasă, Bubulica, o să fii bine. Bubulica, vei fi bine. Suntem cu Mădălina aici care ne ajută până la veterinar. Intrăm înăuntru, îi facem injecția și revenim. Au mai trecut câteva zile de cât l-avem pe Bubulica. Ia uitați-vă la el. Am fost cu Opa, nu cred că îi place să-l țin așa, sincer. Nu știu, are momentele lui. Are momente în care ne place foarte mult și are momente în care nu ne place absolut deloc și fuge de noi. Au mai trecut câteva zile de când l-am dus la veterinar. S-a descurcat destul de greu. A început să muște, să zgârie. Când l-a dus Ioana, a trebuit să-i pună cămașă de forță, să-l țină, să-i facă injecțiile. Acum nu știu cât de des a mers el la veterinar. Și așa, bine, mă mănâncă ochii foarte tare, după cum vedeți, pentru că încă sunt alergic la el. Nu mai am astmul alergic pe care l-aveam, dar încă îmi lăcrimează ochii când stau cu el și mă mănâncă nasul și așa. Dar ce să facem, dacă Ioana și l-a dorit, trebuie să suferim, nu avem încotro. Și o să vă mai țin la curent cu ce face Bubulica și pe Instagram. Nu v-am anunțat pe Instagram până acum, pentru că am vrut să țin secret ca să fie impactul mai mare pe vlog. A început să se simte mai bine, a început să mănânce, a început să se mai plimbe, înainte stătea doar sub scară sau în colț sau se ascundea de noi. Acum a început să stea cu noi în pat, să stea cu noi pe canapea, să se plimbe, să vină în brațe, să se plimbe prin casă, nu doar să stea toată ziua bună ziua. A început să mănânce, a început să bea apă, adică deja pare că se însănătoșește destul de repede, dar eu pe de altă parte nu prea o duc bine, după cum vedeți. Și da, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. O să vă țin la curent, cum v-am spus, și pe Instagram și pe YouTube cu parcursul lui Bubulica. Deci deja se simte bine și o să mai vedeți multe vloguri interesante cu el. Chiar aș vrea să facem niște chestii amuzante cu el care să nu fie prea rele, nu știu. A zis Ioana, acum ar fi să ieșim la plimbare cu el, cu Lesa. Ar fi funny, nu? Da. E greșit să faci asta, că nu știu, nu prea mă pricep la animalele. Bă, sunt pisici care le place, dar el e destul de leneș, deci nu cred că ar fi pe gustul lui. Dar putem încerca. Dar ar fi funny să facem tot felul de challenge-uri cu Bubulica, chiar ar fi interesant, destul de simple. Facem Survivor România cu Bubulica. Bine, n-am avea nicio șansă. S-ar culca. Sincer. Lăsați-ne ideile voastre în secțiunea de comentarii și da, fraților, ce vom încheia și noi acest vlog. Eu am fost Gamica întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!